Salut! Se spune că logica este un instrument pentru a gândi corect. Acum nu știu dacă am gândit corect pentru că am ieșit din casă pe o astfel de vreme, dar sunt nevoit să fac acest lucru deoarece trebuie să schimb uleiul la motorul mașinii. Astăzi, într-o zi de sâmbătă, veți merge cu mine la dealer și voi crea un nou vlog pe acest canal. Vreau să-i mulțumesc unei persoane care s-a abonat în urmă cu câteva ore, o doamnă sau o domnișoară, care se pare că nu a fost speriată de ultimele mele mesaje. Cu alte cuvinte, a înțeles ceea ce vroiam să spun și mă bucur că mai sunt oameni care gândesc astfel. Așadar, te primesc cu brațele deschise și sper să găsești lucruri interesante pe acest canal. Acest mesaj este valabil pentru toți abonații actuali, dar și cei viitori, pentru că nu-mi place să mă repet mereu cu aceleași cuvinte. Ninge și mă bucur că ninge în multe locuri de pe glob pentru că suntem în anotimpul invernal și aceste lucruri sunt normale. Ninsori abundente, vijelii, nămeți și distracții pe pârtie. Din păcate, eu sunt după a doua intervenție chirurgicală și mă bucur că mă pot deplasa. Vor veni și zile mai frumoase și, cum spune românul de odinioară, va răsări soarele și pe strada ta. Deocamdată, hai să mergeți cu mine la dealer, sper să reușesc să filmez la interior. Dacă nu, asta este, voi continua vlogul afară sau chiar în jurul locuinței. Hai să vedem cum se circulă pe șoseaua principală. Întotdeauna am susținut ideea că în zona urbană, cel puțin din statul Illinois, nu ai nevoie de 4x4. Trebuie doar să fii un șofer atent, un șofer cerebral și să nu apeși ca un bezmetic pe pedala de viteză. Sunt zile în care cei de la drumuri nu curăță carosabilul, dar acest lucru, din punctul lor de vedere, este normal. Am văzut că aici, în statul Illinois, există această mentalitate. Dacă ninge pe o perioadă mai lungă, atunci apar mașinile de dezăpezit. Dacă nu, acestea vor veni doar în clipa în care ninsoarea va înceta. Probabil nu am ales cel mai bun moment de a merge la dealer, dar am avut programare pentru astăzi și programul meu se aglomerează. Nu îmi permit să pierd altă perioadă de timp într-o zi de lucru. Așadar, acesta este motivul pentru care am ieșit pe o vreme atât de câinească din locuință. Dealerul nu se află la o distanță foarte mare, probabil am nevoie de 10 minute în condițiile actuale să ajung la destinație. Și ca să destindem atmosfera, dacă cumva este încărcată, hai să vă spun cum se dă ora exactă în Oltenia atunci când sosește ora 1 sau ora 13. Fură 1. Ok, nu știu dacă ați prins gluma, dar am încercat să vă fac să zâmbiți. Hai să vă spun povestea mea din momentul în care am venit pe teren american și imediat am fost nevoit să mă transform în șofer. Acum, ceea ce vă relatez s-ar putea să nu funcționeze la alte persoane, dar vă spun ceea ce am trăit eu. Am mai spus, mă repet, dar trebuie să încep de undeva. Pe tărâm natal am fost pur și simplu pieton, chiar dacă am ajuns sau ajunsesem la vârsta de 40 de ani. Din acest motiv m-am simțit poate mereu într-o formă fizică de invidiat, pentru că parcurgeam în fiecare zi distanțe destul de mari. În plus, mergeam foarte des la sport. Ok, aici, când am venit în USA, gluma s-a îngroșat și societatea nu a acceptat ca eu să fiu un pieton. Se spunea mereu că această societate americană este clădită pentru toată lumea. Trebuie să mergi la muncă, cu alte cuvinte, să devii un plătitor de taxe. Bineînțeles că unii oameni
erau ironici când făceau astfel de afirmații, eu înțelegeam mesajul, dar încercam să iau partea bună, pentru că, într-adevăr, aici nimeni nu merge pe stradă, mai este doar prin oraș câte o persoană care pur și simplu îi este mult mai simplu să ia autobuzul și să se deplaseze la locul de muncă. Poate ați văzut videoclipul pe care l-am postat curând din Chicago și ați putut observa cum străzile erau pustii. Ok, ne aflam într-o zi de sâmbătă, dar să știți că lucrurile nu se schimbă semnificativ pe parcursul unei săptămâni de lucru. Așadar, dacă vii în Statele Unite ale Americii, trebuie să ai permis de conducere. Dacă nu ai, ești obligat să mergi să faci școala. Și acum să vă spun povestea mea. Era într-o zi foarte călduroasă de vară, chiar dacă afară se iscase o furtună. Procedura pe care a trebuit să o urmez a fost una simplă. Pur și simplu mergi la o locație care aparține de suburbia sau de orașul în care îți duci traiul. Este o locație specială și acolo te înscrii la un ghișeu. După câteva minute e strigat, ți se dă un calculator pe monitorul căruia apar niște întrebări. Nu mai știu exact câte au fost, vreo 30 ceva la număr, dacă mi-aduc bine aminte. Unele erau cu fotografii, unele doar întrebări. Eu am încercat să învăț pe de rost dintr-un chestionar, pentru că nu stăpâneam limba engleză și doar vroiam să deslușesc anumite cuvinte pe care ulterior le consideram eu că dau un sens întrebării. Ok, bineînțeles că am făcut greșeli, dacă nu mă înșel am avut dreptul la 5 răspunsuri greșite, dar am răspuns corect la semnul de circulație, acolo nu aveam scuză. Au fost unele întrebări foarte simple, dar pentru că eu nu le-am putut desluși, așa cum spuneam, nu eram vorbitor de limba engleză, m-am încurcat în ele și chiar mi-a spus persoana de la ghișeu care mi-a corectat că nu-i vine să creadă că nu am răspuns pozitiv la o astfel de întrebare. M-a însoțit cineva, bineînțeles, și persoana respectivă a informat la rândul ei pe doamna de la ghișeu cum că eu nu stăpânesc limba engleză și am încercat doar din întrebările care afișau o fotografie să răspund corect. Oricum, am avut trei greșeli, ceea ce înseamnă că până la urmă am reușit să deslușesc anumite întrebări scrise, bineînțeles în limba engleză. Testul a durat în jur de vreo 9-10 minute și după ce am reușit să trec proba scrisă, am fost întrebat dacă vreau să dau proba practică, adică traseul în acea zi. Bineînțeles că îmi doream acest lucru. Vroiam ca să dobândesc permisul de conducere cât mai repede. Hai să schimbăm camera, poate vreți să vedeți și cum se circulă între timp, nu doar să fiu eu în prim plan. Ok, să continui povestea. Era cu 2 minute înainte ca programul să se sfârșească și atunci am decis ca să vin în următoarea zi. Ok, la prima oră, bineînțeles într-o zi de lucru, m-am afișat la ieșirea din locația respectivă către o parcare unde cu mașina ta personală trebuie să dai un examen. Vine o persoană care te însoțește, are un caiet cu niște dreptunghiuri aflate în dreptul unor întrebări. Dacă tu comiți o greșeală, bifează cu da sau nu. Ok, am pornit la drum cu o doamnă în vârstă care se minuna de modul în care funcționa mașina mea. Geamurile erau aburite pentru că la exterior gradul de umiditate era ridicat. Nu aveam geamuri care se deschideau automat, a trebuit să învârtă de manivelă și culmea, geamul din dreapta nu funcționa. Era o mașină pe care un prieten mi-a oferit-o pentru a mă ajuta la început de drum.
Nu am știut despre acest aspect, până la urmă doamna respectivă s-a descurcat și a reușit să lase geamul în jos și între timp umiditatea a dispărut de pe toate geamurile din mașină. Am pornit la drum, după vreo jumătate de minut, persoana care mă chestiona m-a rugat să opresc. Era o pantă și vroia să vadă în ce poziție pun eu roțile în clipa în care parchez mașina. Bineînțeles că era logic că în caz că mașina se ducea la vale, roțile trebuie să fie îndreptate către bordură și în acest mod mașina să se oprească în bordura respectivă, nici de cum să fie poziționate invers ca atunci când mașina pleacă de pe loc singură să se îndrepte către axul drumului. Acest lucru era logic și ea a fost mulțumită de alegerea mea. Am continuat drumul, a urmat un semafor, am oprit. Era culoarea roșie, dar am așteptat, m-am asigurat, m-am uitat în stânga, am văzut că nu vine nimeni și am virat la dreapta, pe roșu, pentru că nu aveam inscripționat semnul că, cum că nu am voie să fac acest lucru. În Statele Unite ale Americii există această chestie, cel puțin în statele din zona în care locuiesc eu. Poți vira la dreapta pe roșu. Dacă nu există acest semn de atenționare sau și în clipa în care el se află, este scris sub no turn red, doar că poți vira. Mă uitam puțin, eram atent și la trafic, poți vira la dreapta pe roșu, chiar dacă este inscripționat acel mesaj, numai că trebuie să fii atent ca pietonii să nu fie prezenți în zonă. Ok, acestea lămurite, am trecut și de acest hop. Și ultimul a fost viteza, la un moment dat mă aflam în linie dreaptă, aici am avut o problemă pentru că aveam emoții și am apăsat pe pedala de accelerație mai mult decât trebuia. Doamna respectivă a început să se agite, chiar dacă nu se afla în pericol, eu depășisem cu vreo 3-4 mile limita, dar a început să strige, the speed, the speed, nu știam ce vroia, dar m-am speriat și eu, văzând că ea țipă în continuu și am redus din viteză, am vrut să opresc mașina și a zis ok. I-am spus din nou că nu vorbesc engleză, a zis don't worry, asta am înțeles și eu. Și acum că am ajuns la Aldi, de unde vreau să fac o mică cumpărătură, voi continua videoclipul cu mine în prim plan, doar să parchez mașina. Așadar, am avut o singură greșeală pe traseu. Doamna respectivă m-a invitat să mă întorc acolo de unde plecasem. De fapt, era un drum care înconjura acea locație unde dădusem în urmă cu o zi proba orală. Totul s-a derulat pe parcursul la 3 minute. Acesta a fost examenul meu. A durat mai mult așteptarea pentru că la ghișeu am avut o problemă. Doamna respectivă m-a invitat să merg să aștept acolo pentru că o persoană mă va striga pentru a-mi face poze și a-mi mâna noul permis de conducere. Domnul respectiv era un tip de etnie indiană și probabil s-a încurcat în pronunția numelui meu. În loc să mă strige Cătălin, a început să rostească la microfon Kathleen, numele unei persoane de sex feminin. Și am tot auzit Kathleen, Kathleen, până la urmă cineva care mă însoțea și-a dat seama de greșeală și s-a dus la ghișeu întrebându-l pe domnul din India dacă există vreo problemă pentru că eu nu sunt chemat. Domnul respectiv a zis că m-a chemat de vreo 30 de ori, dar nu am venit și m-a întrebat care este numele meu. I-am spus Cătălin, atunci și-am dat seama că el comisese o greșeală. Nu-i nimic, principalul este că problema s-a rezolvat. Atunci mi s-au făcut fotografii, mi s-au luat amprentele și uite așa, m-am pricopsit cu un permis de conducere care a costat la momentul respectiv 20 de dolari. Dacă socotesc timpul pe care l-am avut la dispoziție pentru examenul oral, cu timpul pentru proba practică, atunci pot să spun că am luat permisul în mai puțin de un sfert de oră și am plătit 20 de dolari. Cărticica din care am învățat a fost un chestionar cu 40 de întrebări, foarte simple.
pentru că circulația pe tărâm american nu este atât de complicată, foarte rar există prioritate de dreapta și sunt ferm convins că acest lucru nu se învață niciodată, chiar și de către cei tineri, pentru că la ei sistemul este diferit. Dacă vrei să dobândești permisul de conducere, trebuie să împlinești 16 ani. Ok, poți să faci școala înainte, dar nu poți merge pe șosea dacă nu ai vârsta de 16 ani. Cred că primele 2 luni sau 6 luni trebuie să fii însoțit. După care, ulterior, nu poți să circul după ora 11. După ce trece un an de zile și faci un număr de maile, așa era la momentul respectiv, atunci poți să circuli de unul singur unde vrei. Nu mai ai nevoie de însoțitor. Aici mai există o problemă. Pentru cei tineri, asigurările sunt foarte scumpe. Probabil acest lucru se întâmplă în întreg mapamondul. O asigurare pentru un tânăr pe o perioadă de 6 luni trece binișor de $1,000. Sunt asigurări care ajung și la 1,600-2,000 de dolari. Depinde ce tip de asigurare accesezi. De aceea este o problemă dacă ai un membru în familie tânăr care vrea să circule pe drumurile publice. Mulți optează ca să își treacă odrasla pe asigurarea lor și atunci scapă de o cheltuială. Numai că este bine ca și tânărul să înceapă de undeva. Ok, v-am dat datele legate de mine, modul în care eu am dobândit permisul de conducere pe tărâm american. Acum am o experiență de 11 ani și jumătate. Am făcut peste 400.000 de maile, am parcurs, am fost în orașe precum New York, Chicago și multe alte care spun ceva la nivel mondial, orașe cunoscute. Nu mai am acea teamă de a conduce, totuși în urmă cu vreo câțiva ani aveam opțiunea de a deveni conducător de tir, șofer de tir și am zis că este bine să-ți vezi lungul nasului. Nu m-aș aventura să fac o astfel de meserie, cinstelor celor ce pot să conducă mastodonții respectivi. Eu am condus un microbus sau un van, cum se mai numește el în Statele Unite ale Americii, dar m-am limitat la atât. Ok, acum voi merge să fac o mică cumpărătură de la Aldi, după care trebuie să mă deplasez rapid la dealer, deoarece în 20 de minute sunt nevoit să mă prezint cu mașina în locația respectivă. Voi continua vlogul la interior, dacă cei de la dealer îmi voi permite, dacă nu, la exterior, în timp ce îmi va fi schimbat uleiul la mașină sau mi se vor roti cauciucurile, bineînțeles dacă nu am și alte probleme. Ok, ne revedem mai târziu. Ia uitați unde lasă căruciorul unii oameni. Să nu credeți că civilizația se află la cote maxime și pe tărâm american. Nu există pădure fără uscături. Iată cum funcționează acest clișeu și în momentul de față. Pe mine nu mă deranjează această nisoare, pentru că iernii îi stă bine astfel. Am văzut că pe la unele televiziuni știriștii se lamentează cum că vine nu știu ce val de zăpadă, ninge, păi suntem în ianuarie, când ai vrea să ningă? În mai sau în august? Dacă nici acum nu se întâmplă acest lucru, atunci când? Este adevărat că nu e chiar confortabil să ieși cu mașina pe o astfel de vreme, dar atunci când nu ai ce face, scoți automobilul din garaj sau din fața casei. Trebuie doar să fii atent. Și mai mult decât atât, să cunoști regulile de circulație. De exemplu, domnul din fața mea nu știe că această bandă este doar pentru a vira la dreapta și a blocat-o. Acum ce să-i fac? Banda de lângă mine, din stânga, este pentru a merge înainte sau a vira la stânga. Trebuie să ai răbdare și cu astfel de șoferi. Hai să vedem ce combină domnul respectiv. Extraordinar! Noroc că domnul de lângă mine nu a mers înainte, pentru că atunci se producea, sper că nu, o mică ciocnire.
Răbdare, oameni buni, pentru că acest lucru ne lipsește foarte mult. Și această lipsă de răbdare ne dă stresul despre care am tot amintit și care ne cauzează multe probleme de sănătate. Ce simplu e, nu trebuie să te grăbești, apeși atât cât este necesar pe pedala de accelerație și ții distanță dinainte, nu în ultima clipă, să te bazezi pe faptul că tu ai cauciucuri nemaipomenite, dar acestea nu te ajută în multe situații și te trezești că faci un mic accident de pe care, de pe urma căruia trebuie să bagi mâna adânc în buzunar, mai ales dacă ai o mașină mai scumpă. Uitați o altă problemă. Domnul din fața mea putea să pătrundă în mijlocul intersecției și atunci când culoarea galbenă apărea, dacă din față nu venea altă mașină, putea să vireze și dacă îl prindea roșu, dar el a ales ca să nu intre în intersecție. Cu alte cuvinte, eu și cu el nu am putut trece. Suntem nevoiți. În general, acum nu vreau să fiu misogină, dar femeile au astfel de conduită și indienii, despre care se spune că au început să conducă la nivel mondial piața de IT, dar la șoferie habar n-am de ce nu se descurcă. Despre ei, pe la colț de stradă, se discută cum că ar fi cei mai neîndemânatici șoferi. Este un viraj destul de mare, poate din acest motiv, caman, pentru că ai 4x4. Se spune că dacă ai 4x4, nu ai probleme. Ok. Și uite acum ce pleacă de tare. Dar i-a fost frică să pătrundă în intersecție când trebuia. Ok, răbdare, așa cum vă spuneam. Totuși mă bucur că semnalizează atunci când schimbă direcția. Lucru foarte rar în traficul american. Să schimbăm banda, pentru că dealerul se află pe partea dreaptă și din cauza că vremea de afară este potrivnică, ne luăm măsuri dinainte. Nu sunt eu în măsură să vă dau lecții în trafic, dar mi s-a spus mereu că am o conduită precum un om în tate. Sunt mereu atent la trafic și nu calc pedala de accelerație peste limită. Mai am și eu astfel de excese, dar într-adevăr îmi place să conduc fiind atent mereu la trafic. Poate și din cauza că am dobândit permisul la o vârstă mai înaintată, am trecut de acea perioadă în care credeam că adrenalina de la volan poate să-mi schimbe starea. Pe mine nu mă interesează mașinile sportive, ci cele utile, cele fiabile, cum este și mașina pe care o conduc eu. Apropo, săptămâna cealaltă, sau poate chiar mai târziu, oricum în jur de 10 februarie, debutează la Chicago un eveniment pe care îl aștept în fiecare an, Chicago Auto Show. Un eveniment la care eu am participat și de pe urmă căruia m-am ales cu foarte multe vizualizări. Acum voi merge acolo și cu scopul de a vedea noile achiziții din domeniul auto și mai mult decât atât, în viitor intenționez să cumpăr o mașină electrică atunci când mă voi sătura de mașina actuală și când cei de la Toyota, într-adevăr, vor ajunge la un nivel care să-mi confere mie o siguranță că am făcut alegerea bună. Vreau să vă prezint o situație, dar din cauza că vremea nu-mi permite. Acest dealer este unul dintre cele mai mari din zonă. El este populat cu mașini la mâna a doua. El mai are încă o parcare adiacentă, dar aceasta este goală. În vremea în care eu veneam aici să cumpăr mașina pe care o conduc acum, această parcare era plină de mașini noi. Acum doar 5-6 am zărit. Celelalte sunt mașini la mâna a doua.
Acest lucru înseamnă că industria auto bate pasul pe loc și încă nu a ieșit din acea criză despre care se tot vorbește. Hai să vedem care poartă ne este deschisă. Din ce văd eu, nu am nicio săgeată verde. What? Probabil nu le funcționează la domni sistemul. Ok, am ajuns la dealer. Acum trebuie să eliberez mașina și voi continua vlogul la interior. Până la urmă am ales ca să nu mă plimb printre mașinile expuse, deoarece le voi prezenta peste 2 săptămâni când voi merge la acel eveniment auto. Hai să vă spun cum decurg treburile la un dealer Toyota american. Lași mașina, lași cheile, îi spui ce probleme ai, vine o persoană, îți inspectează mașina, după care te invită la biroul său, se uită în computer și îți ia datele, verifică dacă ai avut programare, după care mașina se duce în service. Un mecanic va inspecta mașina ta și îți va trimite un videoclip pe care tu trebuie să îl urmărești. Mecanicul respectiv îți prezintă problemele pe care el le-a depistat sau lucrurile pe care el încearcă să le remedieze. Ok, acum aștept să vină mesajul de la acel mecanic. Probabil, așa cum se întâmplă mereu, pe lângă schimbul de ulei și rotirea cauciucurilor, mai apare un lichid de la motor, lichidul de răcire. Găsesc ei ceva pentru că trebuie cumva să-și scoată banii. Acum depinde cât de disponibil ești la astfel de lucruri. Unele chestii chiar necesită să fie schimbate, dar câteodată mai exagerează și mecanicii. Oricum, eu am schimbat de curând filtrul de aer din interiorul mașinii, dar și filtrul motorului. Sunt curios ce îmi găsește astăzi. Cauciucurile încă sunt bune, frânele cred că stau destul de bine. Vom vedea. Așa se derulează clipele când vin la dealer. Este o sală uriașă, aici unde mă aflu. Lumea stă în fotoliu, eu am ales să mă așez la o masă pentru a putea filma. Ai cafea, sucuri, chipsuri la dispoziție, dar și un magazin de unde poți cumpăra produse Toyota. Sunt cauciucuri expuse și tot felul de lucruri, accesorii de care ai nevoie în interiorul mașinii. Când mașina ți este gata, ea revine în locul de unde ai lăsat-o și o persoană vine să te anunțe să mergi să o însoțești pentru a achita serviciile pe care Toyota ți le-a oferit. Eu optez pentru a merge la dealer pentru că am siguranță că lucrurile sunt executate apropiate de adevăr, pentru că am avut ciocniri cu tot felul de mecanici, mici meșteșugari care m-au dezamăgit și nu mi-au dat mașina în condiții foarte bune. Din această experiență am învățat că dealerul rămâne principalul meu obiectiv pe care l-am de atins atunci când am probleme cu mașina, chiar dacă se spune că la dealer prețurile sunt mai mari. Ok, câteodată lucrurile stau astfel, dar vă dau un exemplu. Am schimbat parbrizul și am încercat să merg la un mic atelier. Acolo prețul era la fel ca la dealer, numai că după înlocuirea parbrizului, mecanicul de acolo mi-a spus că acesta trebuie să fie calibrat, deoarece era un parbriz cu încălzire. Trebuia să mă întorc la dealer și să plătesc $250 extra pentru acea calibrare. Ok, atunci am venit la dealer și
pentru că am schimbat parbrizul aici, în locul în care mă aflu. Calibrarea a fost gratis. Cu alte cuvinte, am economisit acei $250 pe care micul meșteșugar vroia să mi-ia. Oricum, el nu putea să calibreze, dar, așa cum spuneam, trebuia să mă întorc aici la dealer și plăteam acești bani extra. Și au mai fost momente, de exemplu, un prieten a schimbat cauciucurile și, chiar dacă a ales o firmă bună, aceste cauciucuri probabil au avut o proveniență ciudată, pentru că după câteva luni s-au deteriorat și a fost nevoit din nou să schimbe cauciucurile. Eu, când merg să schimb cauciucurile, optez pentru firma care a fost firma originală. De exemplu, eu am Yokohama la mașina mea. Aceste cauciucuri au venit cu mașina atunci când am cumpărat-o. Când am făcut schimbul de cauciucuri la 60 și ceva de mii de maile, atunci am optat pentru aceleași cauciucuri, pentru că m-am gândit eu în logica mea că Toyota nu își permite să pună cauciucuri rele pe o mașină nouă, pentru că acest lucru îi va scade din faimă. Și am optat tot pentru Yokohama, care se dovedesc a fi niște cauciucuri foarte bune și un preț minunat. Acum fiecare face ce vrea cu banii săi. Eu gândesc astfel, nu trebuie să mergeți pe ideile mele. V-am dat un exemplu de cum îmi rezolv eu problemele legate de mașină. Și am filmat 2-3 exponate, vreau să vă spun că prețurile au crescut foarte mult. De exemplu, eu am cumpărat mașina de la acest dealer cu 29.600. Acum prețul unei astfel de mașini, bineînțeles, 2022 sau 2023, este cu 5.500 mai mare, pentru că în ultimii ani și din cauza pandemiei, dar și din alte motive, prețurile au sărit. Asta este, probabil când voi fi nevoit să reînnoiesc mașina, voi scoate mai mulți bani din buzunar. Să sperăm că acest lucru nu se va întâmpla prea curând. Ok, mă opresc cu videoclipul în punctul de față, pentru că am lungit destul de mult vorba. Am ajuns acasă, teafăr, după această escapadă la dealer. Din fericire, am scăpat fără ca să achit vreo sumă de bani. Acest lucru se întâmplă foarte rar. Știam dinainte că nu are ce să-mi găsească, am rotit doar cauciucurile și data viitoare voi face schimbul de ulei. Dealerul mi-a recomandat, mecanicul mai precis, ca în următoarea vizită să schimbă frânele pe față, pentru că acestea sunt uzate nu atât de mult încât să nu mai pot să circul următorii, să mai fac următoarele 5.000 de maile. Așadar, cam aceasta a fost escapada mea. Așa cum spuneam, acum vreau să fac încheierea vlogului, nu înainte de a reveni pe o anumită temă. Dacă la începutul vlogului semnalam că o persoană s-a abonat la canalul meu și îi mulțumeam, iată că a sosit momentul să îi mulțumim unei alte persoane care s-a dezabonat pe ambele canale. Eu mă bucur și chiar din tot sufletul vă spun o astfel de chestie. Atunci când înțelegeți ceea ce spun și percepeți mesajul meu, faceți ceea ce crede
inima voastră, pentru că pe mine nu mă deranjează. Probabil a fost o persoană apropiată, pentru că având puțini abonați, cam îmi dau seama cine mă urmărea, cel puțin pe canalul în varianta americană I Love Alaska. Știu că mesajele mele nu vă plac, dar am spus ceea ce gândesc eu. Și în continuare, atâta timp cât sunt atacat, voi riposta. Un abonat îmi sugerea că ar fi bine să nu mă iau de cei ce mă urmăresc, pentru că astfel îmi distrug canalul. Am avut o convorbire de 2-3 ore cu abonatul respectiv, pe care îl și salut. Ok, acestea sunt regulile YouTube-ului. Am înțeles să te pui bine cu toată lumea, numai că eu nu pot să fac acest lucru. Îmi pare rău și îmi cer scuze, chiar dacă uneori nu am dreptate. Sunt convins că și eu sunt supus greșelii, ca orice ființă umană. Nu știu ce ar mai fi de adăugat. Vreau să-i transmit persoanei respective, încă o dată, mulțumirile mele că ai înțeles mesajul și nu mă deranjează absolut deloc, pentru că te-ai dezabonat de pe ambele canale. Mă poți urmări fără să fii abonat. Chestia cu abonamentul doar mă ajuta pentru a atinge 1000 de abonați. Dar cum aceste chestii nu prea se întâmplă, cel puțin pe canalele pe care le dețin, nu-i nicio problemă. Mergem înainte să vedem până când. Ok, acestea fiind spuse, nu-mi rămâne decât să vă urez să aveți o săptămână minunată și până data viitoare, rămâneți cu bine, români de pretutindeni. La revedere!